Ciocolata este una dintre cele mai delicioase alimente căreia îi rezistăm cu greu, însă dacă este aleasă corect și consumată cu moderație, poate fi benefică pentru organism. Vânzătorii, comercianții ne pun la dispoziție ciocolate varie gamă, produse fie în vrac, fie împachetate, preambalate de către producători. Trebuie să fim conștienți, atenți atunci când alegem un produs să fie de calitate și mai mult atât ne gândim și la bugetul care ne permite. O ciocolată veridică conține unt de cacao 100%, astfel ne dăm bine seama că este o ciocolată cu adevărat inofensivă și bună de consumat. Și cu asta ne dăm foarte bine seama că o ciocolată ieftină nu trebuie să avem mari așteptări de la calitate. Nu putem să verificăm calitatea acestui produs în funcție de proprietățile organoleptice, însă există o altă modalitate practică. Ne dăm foarte bine seama că o ciocolată veridică se topește la 34 de grade, iar corpul nostru în mediu are 36 de grade. Atunci când introducem cavitatea bucală, trebuie să se topească. Iar în cazul în care la utilizare, la producere, a fost utilizat ulei de palmier, spre exemplu, care ne dăm foarte bine seama de consecințele acestuia, sau cât de sănătos este pentru corpul nostru, pentru sănătatea noastră, atunci siguranță nu se va topi, doar îl vor purta în cavitatea bucală și nici într-un caz nu va avea același efect. În comerț există ciocolată neagră, albă și cu lapte. Ciocolata neagră trebuie să conțină cel puțin 35% cacao și 20% unt de cacao. Însă, în mod ideal, procentul de cacao trebuie să fie de 85%. Cea cu lapte are în componență grăsimi din lapte, lapte praf sau condensat, foarte puțin lapte și cacao, ambele având câte 20%. Ciocolata albă nu conține cacao, ci doar unt de cacao minim 15%, lapte și zahăr cel puțin 35%. De asemenea, suntem atenți la produsele comercializate în vrac. Acestea nu prezintă nicio informație cu privire la importator, cu privire la producător, cu privire la conținut, gluten, nuci, ingrediente, zahăr, cantitatea care este. Suntem foarte atenți și o acceptăm așa cum este în cazul în care asta ține de alegerea noastră. Produsele care sunt preambalate neapărat vor conține pe etichetă compoziția, conținutul, inclusiv nivelul de zahăr, cu privire la umiditate relativă, pentru că acel comerciant este obligat să păstreze în condiții corecte, indicate de producător, inclusiv umiditate relativă, fie 75%, 80% și altele. Evitați ciocolata care conține grăsimi din lapte și vegetale, precum uleiul de palmier, cocos, bumbac, rapiță și floarea soarelui. De asemenea, unele produse conțin și emulgator. Este vorba despre lecitina de soia în majoritatea cazurilor. Folosit pentru a îmbunătăți omogenizarea ingredientelor și a da luciu ciocolatei, acesta nu este esențial. Să fim atenți la nivelul înalt de zahăr care acoperă acele calități gustative și nu vom obține sau nu vom avea un produs natural de calitate. Un produs natural îl distingem prin acea amărăciune, da? Ciocolata amară. Dăm foarte bine seama că este un nivel înalt de unt de cacao și mai puțin zahăr. Atunci vom da seama că este un produs mai mult veridic, corespunzător, care trebuie să atragem atenția. Nu uitați că o ciocolată de calitate are numeroase beneficii pentru organism. Reduce riscul de boli cardiovasculare, îmbunătățește funcțiile cognitive și este un excelent antioxidant.